Bă, mă înțeapă o crampă în burtă. Ui, trebuie să beste, eu după o să... Continuăm să ne jucăm Drift, jocul. Bine ai venit la Drift, Weed. Uite cum merge în stâncă din cauza Drift. Că mă intervează, ăsta e controlerul pe peste care am scăpat Pepsi, dacă mai ții minte. Dar tu când îți repari asta? Niciodată. De ce? Trebuie să-mi iau alcool nu. Izopropilic. Izopropilic. Exact. Eu sunt Jai Angrewid, el mai deștept ca mine câteodată, dar mă și fac prost de ce mai multe Dar nu mereu. Și eu. Da. A, în episoadele trecute pe care nu o să le punem, că sunt stupide ca tata mare și jocul ăla ce prost e ăla cu Bila, Wid, Weed pe căuta pe OLX niște chestii. Vrea să-și ia un Nintendo Wii U și nu știu dacă încă mai vrea sau a renunțat la idee. Bă, aș vrea, l-aș lua pe la 650. Chiar dacă nu are nanchak. Ha, mă, iau și filmezi toată tranzacția, vrei? Dar, hai să vedem unde este de de, așa, de noi. Nu are nanchak, nu are nici controller. De da la. Da, știu. Trebuie să ții separat. Nu mai vreau. Și <coughs> ia, ia caută controller uh, Wii. Nu trebuie Wii U. Controller Wii normal. Controller da. Wii. Știi că numele de Wii Mode îi uh, se da de fani. Ei când au când au făcut Wii-ul, nu l-au numit Wii Mode. O consolă completă cu alimentator și senzor, dar fără controller, costă 150 de lei. E bine, e ce? O consolă? O consolă... O consolă, dar cred că se referă la ce? La... A, se referă la Wii normal, da, normal. La Wii o, normal, nu. da. Din cauza driftului era să cadă pe pe De pe, uh, pe canapea. <laughs> da. Bocoblingați. Până să jucăm Zelda Tears of the Kingdom, e un clasic la noi pe canal. Toată lumea urăște seria asta, dar eu o ador. Așa. Nu știu ce să fac. Deci Weed chiar vrea să și au un the Wii, U, dar uh, a închis, gata? Da, pentru că sunt doar două anunțuri în tot Bucureștiu și unul e de 650 de lei și celălalt e de 1000 de lei. Și ăla de 600 nu nu ți vine cu controller și ți Da, se ia. da. Că de ce să nu ai și tu un controller ca omul? Exact. Și 1000 de lei tata mare să te ia, adică e cam mult. Și pentru ăla o la 1000 de lei vine 2013. cu prea multe controlere, cu 4, cu 4 serii de controlere, că, că tu nu și păi cât dacă te, un... Da, ok, dacă, dacă, faci calculul și scazi da, acolo, da. Știu. Dacă, dacă scazi din ea 1000 de lei, 400 de lei, îți dă tot 600 de lei. Pentru că 4 controlere înseamnă 600 de lei și îți vine și cu nanceac. Știu, dar vreau cu două, de exemplu. Nu am nevoie de patru. Știu, dar dacă ți vin prieteni acasă, nu o să jucați pe Wii U. Sau poți să le revinzi. Poți să fii reseller. Dar nu, nu știu dacă vreau 1000 de lei, e cam mult, știi ce zic? Nu e cam mult? E cam mult, da. Și măcar Sună dacă mult? ar fi venit, fii știi cum m-ar fi ar fi prins să-l cumpăr An. dacă era 1000 de lei și venea cu, nu știu, 5 jocuri fizice e foarte important să vine și cu jocuri fizice. Dacă venea cu Chiar 5, dacă era, 5. Era modat, ce mai probabil, nu? Da. E modat. Chiar că este modat, parcă sună bine dacă vine și cu jocuri fizice. Bă, acolo de să ți, ți începi nu. un pic, să ai un avânt în mica colecție pe care da. o da. știi? Dă bine la raft să ai niște jocuri. Normal. Mi-e că te aud destul de prost, că am urechea dacă mă scuzi. Nu, no, cred că mă apuc de fumat. <laughs> Azi a fost într-adevăr o zi grea. Chiar, Chiar am avea nevoie să ne apucăm de fumat să scăpăm din stres, că așa se zice, că fumatul scapă stresul. Da, dar îți dă și cancer, deci nu știu, stai mă puțin, dacă ce fumatul... Nu dă, ce nu ți dă cancer, zi tu. Ok, dar cum scapi de stres când fumezi? Nu ai, îți nu vine alt stres că faci cancer? Păi nu știu, orice îți face cancer, asta zic, trăitul, păi da. respiratul îți face cancer, corpul tău vrea să fac, să fac cancer. <laughs> Nu, corpul tău chiar, zici că e un câine din el care abia aștepte să ajungă la un, cop, la un copac să facă pipi, știi? Uh -huh. Ala e corpul tău care se duce la cancer, așa. Nu, dar noi ca rasa umană, cu cât da. stăm mai mult în viață, cu atât o să facem mai mult cancer. Că noi de, de când am venit pe pământ, da. până plecăm, noi am, am luat-o în jos. Da. Gena noastră se degradează și e din ce în ce mai mutată, știi? Da. Și o să fie din ce ce mai mulți oameni care îmi fac cancer. Deci nu e ceva ce poți să... A, poate să le... să poți să tratezi cancerul. Poți să-l tratezi, da. Ai văzut că se face acum o pastilă? mi zis. Și ți-am arătat studiu. Da. Și se vorbea la Joe Rogan în podcast că Joe Rogan nu crede că o să iasă pe piață chestia asta. A zis, asta -a du, du, te mă de aici, că pastila ta, o să fie ca aia care au făcut motorul cu apă și mai știi. Păi da. că nu e, nu e, ca și cum nu există pastila, dar nu o să lasă să iasă pe piață. În sensul ăsta Știu, dar dacă ia a avansat acum Cu FDA approval și cu teste da. pe oameni Și nu știu cum De ce să nu mai iasă? Că C deja este într -un faz, ea e într-o fază super accentuată de... E într-o fazmofobie acum <laughs> Pentru că ăla care a făcut motorul cu apă A fost otrăvit De oamenii care Dețin uh, com companii. Industria petrolieră exact, Și exact. așa Zi da, pe da. bune cum... da. Da, exact. Înțelegi unde bat? Da. Dacă ăla care a făcut motor care să facă să nu mai folosești benzină. Uh -huh. Deci, miliardele de, sute de miliarde de dolari care se făceau din industria uh, petrolieră. Da. Uh, se, unde se duceau banii, că nu mai, nu mai avea nu valoare se, petrolul. Era ca în South park, știi, dispăreau. Da. Gen, toată lumea vrea să aibă tehnologia asta de apă. Știu, dar ascultă, acum am o teorie mult mai 5.000 Și oamenii vor ca oamenii să moară de cancer. De ce oamenii care sunt mai sus vor să existe o, o sortare a populației. Unii din noi o să facă cancer și o să moară da, și nu o să dar le noi dorim acum într-o eră a consumerismului de acord da totul totul se consumă avem nevoie de console trebuie să ne luăm jocuri trebuie așa. să schimbăm nanceacuri. Știi ce să zici așa la uh, motorul cu apă da. se dădea un mare panci pentru că apa în mare parte o are toată lumea la chiuvetă, să zicem, da? Dacă da. era în România, toată lumea se ducea orice nea, nu știu cine, cu bidonașul de apă de 5 litri, făcea un plin și era gratis, da? Se dădea un punch la industria petrolieră. Apa e prea gratis, da. Dar, la faza cu pilula cu cancer, unul la mână, pastila de care face, care dispare cancerul. Da. Așa, în primul rând o să fie cu bani, unul la mână, da? Știu. Doi nu la, mână, doi, doi la mână, Oamenii care se refac și nu mai au cancer continuă să-și ducă viața lor de consumerism în continuare. Ei în continuare o să mănânce, în continuare să-și cumpere brânză, nuggets, nanciacuri și console. Înțelegi? Deci ei susțin societatea consumeristă în continuare. Deci nu o să dea un punch. Înțelegi ce zic? Nu, pentru că oamenii care vor să uh, țină pastila să nu iasă pe piață. Da. Mă refer la Eliți. <laughs> Ei știu că profitul lor din citostatice și alte medicamente pe care le au deja ca procedură de tratare a cancerului au un profit mult mai mare decât pastila pe care poți să o ție și cu 80 dolari pastila. Cam da, atât mă, e maxim. Da, mai, da. mai mult de atât nu Industria -o citostatică a da. luat un declin. Este în declin din 2011. Până în actualmente, în 2023. De unde știi că e declin? Din fund am zis tot. Ah, nu, tot ce spune aici în declin. Nu, dar eu dacă aș avea în ferește, da, n-aș face ți tot Tot ce da, nicio. Aș vrea să văd care e cursul natural al cancerului. Mă las sau mă, nu, mi-a plăcut ce am zis, dar aia a trebuit să zic. Nu, nici n-aș face. Este o chestie care te degradează. Da. Ușor, ușor te degradează. Chiar te degradează. Și e Uite ce am găsit aici, gata făcute. Mi se dă pe tavă. Mmm, cărnăciori. Hm. asta sau poți să iau, ă, asta. asta. Cred că asta e mai cool. Și o să dotez cu niște rachetuțe. Fie. Mă rog, Joe Rogan, că zici, zici tu că l-a apucat râsul, el e de părere exact uh, ce ziceam eu. El știe că nu o să, pe, nu, pe piață, nu pe piață pilula, doar prin fapt că nu o să o lasă să iasă. Da, mă, știu. Asta zice Are Joe sens Rogan. că, are sens ce zice că nu o să iasă pe piață, că înseamnă că o să dăuneze la ce există, la tratamentele care există acum, ok. Dar cum am ajuns la, la pilulă? Ce ziceam înainte de asta? Asta încerc eu să-mi aduc aminte acum. A, nu mai știu. A, vorbeam <laughs> de console. Da. Uh, gândește că la un nivel super mic, dar zic la un nivel super mic, cu atât mai mult la industria de uh, farmaceutice, da? Da. La telefoane. Sunt telefoane acum care încă nu au fost scoase, dar există o tehnologie mult mai mare decât ce există acum deja. Da. Dar se lasă să se milcuie tehnologia existentă, să se ducă până până nu mai există, și după aia o arată pe cealaltă, chiar dacă ei au deja tehnologia nouă. Ce fel de. despre ce fel de tehnologie vorbim? Ce există? Adică vreau să întreb în sensul ăsta. iPhone-ul 14 deja are o tehnologie, da? Da. În el. Există tehnologie mai bună pe, deja, acum, în momentul de față, decât ce are în el o Ok, și de există, există un iPhone, să zicem, 18, ei, deja l-au făcut ei, da, da? da, Tehnologie super bună. Nu se numește 18, Cu... dar există, da. Nu se numește, da, mă rog, iPhone Future. <fie> și, și are mai mulți megapixeli în cameră și spațiu mai mare sau are o tehnologie mult mai groundbreaking de atât? Nu o să aibă Următorul... Gen hologramă și banding no, no. ecran. Alea să țin e? pentru mai încolo. Crede mă, uh, se dă, tehnologia se dă cu țârâita. Păi da, gândește -a că noi acum, că da. se tot zice că o să fim vizitați curând de extraterestri. Da. <laughs> că se pune la cale o invazie, știi? Da. Așa. Știi noi, când au zis ăștia de la guvern sau când de la Pentagon sau care au zis? Așa. Au, ieșit, au, avut un de -asta, un... Așa, da. Și a zis că da, există, avem, au, nu știu ca Da, și printere. nimeni n-a reacționat în niciun fel. Toată lumea și-a văzut de treaba ei. Așa. Așa. În mintea noastră, noi suntem pregătiți pentru tehnologiile alea. De ce nu se dau? Tu nu că se dă cu țărâita ca să, să milk banii. Uh, deci ei au deja, să zicem, tehnologia de iPhone 20 cu hologramă. Da. Ei nu o să-ți dea aia acum. Știi ce se... Eu, ei, o să-ți dea întâi iPhone 15, nu. Întâi iPhone 4 SX. <laughs> mă rog, când, cât mai multe litere, înainte să-ți următoarea cifră. <gătări> Înțelegi ce vreau să zic? Da. Că de, de ce să nu fac asta? De, de ce nu ar face asta? Dacă când? se vinde, da. Uh, înțeleg. Și noi nu avem nimic de zis. Noi putem... Uh, să aflăm a, asta ce, ce spun eu, poate să fie super dovedit și real. Tot o să se întâmple așa. Că nu avem ce face. că ar... de, de la iPhone 15, că trebuie să apară 15 pe acum așa. Da, da. Așa. Mi se pare că de abia de acum, nu știu cu ce vine nou cu, în materie de camere și chestii de genul ăsta, dar ce o să aibă, o să aibă de ăsta, încărcător de USB-C. Gândește că asta, asta this is the next step la, la da, iPhone. Tu crezi că ei nu sunt capabili să facă ceva groundbreaking? Eu ba cred că da. sunt. Sunt tot felul de tehnologii pe care le spun ei că, oh, ce prost era să supermor. Că le-au luat de la extraterestri de la OZN-uri eșuate de pe pământ. Tehnologii pe care noi... Uh, le considerăm că sunt în, cum să zic, în dezvoltare acum. Dar de fapt ele există deja. Există o tehnologie mai bună decât cea care este pe piață acum. Dar ai văzut undeva chestia asta? Că vreau și eu să văd. Nu. n am văzut undeva, dar e logic, uite. Păi e logic bazat pe ce? Că vreau și eu să Bine, hai să ne interesăm până data viitoare a 2.0 fac, să... Facem un temă Și data viitoare venim așa cu multe foi ochelare așa pe nas De parcă tu nu i știi pe ce sunt stare Da mă, da Tu îi știi foarte bine ce sunt stare ei de acum tu trebuie să întrebi care ei Care sunt ei? Cine sunt ei, da Mă rog Hai să ne vedem noi de treabă Că până la urmă viața tot așa o să decurgă Chid că știm noi ceva sau nu Treaba noastră în viață este să ne jucăm jocuri. Bă, să știi că ai, adev Des ai adevăr în gură. De despre asta este 2-0. Noi trebuie să stăm să ne jucăm jocuri. Nu trebuie să ne batem capul cu alte chestii. Ei fac ce vor, până la urmă. Se știu ei cine sunt. De cine sunt ei? Eliții. <laughs> <laughs> nu știi Eliția din WoW? Ah, da. elit. Le scrie de supra lui Elit. Nu, da, sunt oameni cu atât de multă putere și atât de mulți bani. Tu nu știi să numeri banii atât de cu multe care puteri. Atât de multă putere am zis. Ah, ok. Am, zis, am că ai zis puteri, că mi-am și imaginat un Elon Musk <laughs> care face foc, așa, știi? Da. Unul se urcă pe perete, Spider-Man. Păi, dar, sincer, că ai, ai zis... Ai, dar, râde, ai râde, ai râde. Există da. tehnologia de Spider-Man. Păi tocmai că există tehnologii din asta cu holograme și nu știu cum. Dar de ce nu se fac mutanți odată? Ai râde. Tu zici că de mult n-ar ajuta în război. Uite, Rusia, Ucraina, că nu se mai termină odată. Dar niciunul dintre ei nu vor să se termine. Mă rog, asta e altă poveste. De ce nu se bat în mutanți? Era mult mai cool, că și așa le place să televizeze războiul ăsta. Când vezi pe Zelenski că mai bea un frape cu nu știu cine, mai vine un... Eu cred că sunt mult prea multe chestii experimentate acum încă n-au vândut tot <laughs> ca să trecem la următorul pas, care sunt mutanții. Păi dă... Până la mutanți, ei, ei trebuie să-și mai vândă niște chestii pre-mutanți. Păi, stai, stai, deja dacă ajunge la mutanți... Avem deja indieni cu trei mâini, avem oameni cu șase degete la o picior. Da, pentru că nu poți să-i conțină pe toți. După aia, când o să afle, toată lumea să știe că există mutanți. Păi o să, deschidem deschidă un Disney cu toți. <laughs> cu toți, cu toate exponatele astea, știi? O să trebuiască să schimbe toată piața. Și tot ce există deja, oamenii nu o, să, nu o să mai vrea să cumpere iPad 2 când există mutanți. Eu, sincer, aș începe cu, cu Benten. Aș, aș <laughs> le face pe toți de acolo și după aia să vedem care se comportă mai bine. Că s-ar putea să avem și erori, <laughs> știi? <laughs> să moară cu capul umflat cu de asta. E, mutanți de mutanți, oricum extraterestre wow. există printre noi. Da. Ești con nu, chiar ești conștient da, de asta. Nu, știu. Există extraterestre printre noi acum. Și nu știu dacă te referi la Anunnaki sau la reptilieni care e diferența pe la Gândește, când erau audieri Ai alea, pus punctul pe I. Erau niște audieri și în spate se uitau niște, niște oameni așa. Da. Și care e faza cu a treia ploapă? Nu știu. Că nu se pune aici uh, problema de CGI. în niciun caz. Știu exact despre ce e vorba? Nu. Îmi pasă dacă sunt extraterestri? Nu. Mă schimbă pe mine cu ceva? Nu, dar dacă vezi dintr-o dată pe cineva pe care cunoști, ieși până la poartă aici, într-o seară, cu ros cu câinele tău. Și vezi un reptilian așa, nu îi mai pasă. Gen un om pe care îl cunosc, da. să fie reptilian? Da, Mr. Peaches. Nu, uh, apricot. Deci nea ca ei ne să, să fie reptilian, gen. Da, eu am zis codat, da, da. Da, să fie reptilian, ce faci? Da, eu de curând am aflat că nea ei să nume codat. C ce că chiar se zice neaca să, mă rog, știi ce vă zic? Da. Eu credeam că chiar așa îl cheamă pe vecinul ah, okay. nostru. Cream că cheamă neaca isa. Eu din prima zi am, zis, am știut că e o poreclă. A, eu n-am știut. Îmi trebuie asta. Că am știut eu care nu-l cunosc. <laughs> Ia merge să dăm reverse? Te rog. <laughs> te rog, Mergi, te rog, te rog. te-ai dat de gol pentru că odată ai zis că ai spus în gura mare numele da. lui. Da, da, da. Și lumea s-a da, simțit. Nu cre... dar cred că nu m auzit. Cred că okay. nu m auzit. Okay. Sper. Mă rog, ce-i face? Oricum, eu sunt Giant tu ești weed, noi sunt 2-0 și dacă există există rești, sau nu, nu contează. Bă, nu ne ce nu este... afectează cu nimic pe noi. Sigur, ce este cert este că au tehnologii pe care nu ni le arată și au remedii la boli pe care nu vor să ni le, <fie> să, să, le dea drumul în lume. Nu mă, tu mă crezi nebun. Vor să arate așa. <fie> ce? Okay. Bine, fii atent ce aici. <fie> Ce ai văzut acolo într-o fracție de secundă, ăla este... Și <laughs> <C> <laughs> tu cu așa. Da. Tu crezi că Nintendo nu are tehnologia acum, în prezent, să facă joy con care n-au joystick-ul așa de subțire? Gen, ba da. Vezi, 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 cât de subțire e, de fapt dacă tu acolo în, în, mm -hmm. în, mijloc? Da, e super subtire. Este asta normal că o să facă drift. fă și eu o, o un joystick butucănos. Să merite, știi? Normal. Ce-mi vine? Și nici măcar asta. nu e o mare tehnologie asta. Mie îmi plăceau asta, când au apărut, îmi plăceau joycon-urile, Acum nu mai sigur, Nu, le urăsc. Eu sincer cred că există o tehnologie de joycon-uri în viitor care îți dă electroșoc când mori. Ar fi super mișto. Da, Nu știu ei s-au gândit, ei au toate astea testate, pregătite, au făcut experimente cu ele. Oamenii încă nu sunt gata să primească șocuri. Dar îți promit eu pe ce vrei tu. Îți promit pe ce vrei tu mai scump de la mine că au făcut deja teste cu controlere care îți fac rău când pe, mori în joc. Pe mai muțe. <laughs> Sunt ferm convins că undeva în istorie un developer s-a curentat cumva cu un... De ce? De ce face așa? Am căscat. S-a curentat cu un controller experimental care face șocuri când mori. Mă da, rog. Și a început să-i placă, cam am un ăla din Black Mirror. Adore episodul ăla <laughs> cu doctorul. Se mai tăia puțin să rașcheta. <laughs> uh -huh. Da uitasem că e și cu prostii și m-am, uitat cu Denisa și cu sor la el. Ah. Da, da, era mai rău dacă te uitai cu părinții. Da. Era mult mai rău. Era mai funny. Tu n-ai visă din alea în care... ba da, nu, 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 nu zice, dar am. da am. Eu... Da, de ce nu pot să zic? Când mă uit la chestii cu părinții de față? Da. Da, da. Am. Ok, și eu. Mă, <laughs> oh, ce ușor a fost ăsta, uite. E fix acolo. Vreau să zic de Nintendo, că tu mm. crezi că Nintendo au undeva în laboratoarele lor unde develop întotdeauna tehnologie de asta nouă de care zici tu, au o fermă de oameni sau nu știu, mai sau whatever, le atașează controlele de mâini da. și fac continuu teste? Da, da. Cu noi metode de, de, asta extrasenzoriale de controlere? Eu cred că publicul Nintendo sunt oameni cât mai simpli. Bun, să continuăm. Nu mai scoate suterea astea. Lasă-mă! Cu tine numai prostii invat învăț. Am învățat multe prostii azi. Bun, eu sunt Jungle Weed. Continuăm Zelda, Legendarul Link. Uh... Magnific. <laughs> Uite și tu, Weed. Ce să mă fac cu el? Uite! Ce o fac cu el? Apas da. pe ceva? Nu! El vrea să te ajute. Uite ce asta o s inventat drift. Chiar tu. zici că am, am grijă de un copil de la care vrea să se sinucidă, mă. Ce părinte sunt eu dacă... Dacă Link se aruncă în cap de la etaj Stop! Stop! Da mă, că Link te aude, știi? Opa! Păi, să mă las în pace Așa, hai să ascendam și noi dată. Hai, ascend uh -huh! Ascend! Da mă, dacă e prost, Nu ce descend E când cer pe aici, fie Perfect Uii! Bun, deci mai avem super puțin Nici măcar nu e amuzant câte puțin mai avem Până la următorul punct Da Uh, în care intrăm în templul de foc. Uite, s-a întâmplat ceva. yes. s-a adică. yes. agravat puțin urechea. Aud foarte mult bas aici, în spatele capului. Gen, s-aud așa. Hey, Spongebob. <laughs> urechea mea acum se simte ca... Ca, Uite. ca alea vechi <laughs> Și că trebuie să le țin în anumită poziție Ca să auzi ceva uh -huh. Când te joci cu antena, o televizor de la cu tub Hei, eu sunt Jeng. Mă rog, oh. Hai să zicem că am pus-o. Nu, tot mi au bașii. Dar mă rog, știi ce? Sunt profi și o să continui să jucăm fără o ureche. Nu, no, Uite, te... a ieșit sunt deja sunt doar, să am doar am să la niște Popeyes frumos. Da, după merg cu tine să mănânc Popeyes, că ce-mi pasă? Sunt gras căcat, am țâțe. O să mă duc să-mi bag la țâță niște Popeyes. Aie, o să am doi sâni, o să transpir sub ei, și mă chiar, mă chiar o să piși. pe al treilea. Da. Auzi, M-am mm. uitat la numărul de calorii la fiecare... La ce ne noi, la chicken slow din ăla sandwich și la loaded Cajun Fries. Și Chicken Slow are 690 de calorii. Atât? Da. Gen, față de un burger de la care are 3000. Așa. Și... Nici nu cred că e 3000. Nu e 3000. Și Loaded Cajun fries are tot un 600 și ceva. Împreună ai 1200-1300. Uh -huh. Cam cât, cât ar trebui pe zi? O masă, nu. Eu ar trebui să mănânc 2000 de calorii pe zi. A, tu, okay. pentru că ești mai mare, ai nevoie de mai multe, nevoie de mai nu. multe calorii. Dar vreau să tu ai un 2400-3000. Hai să mănânc în deficit. Păi, cu, de acum. Dacă mănânci Popeyes acum, ai numărul ești în deficit, ai 1, 1300 de calorii. Vă zic că azi mi-ați mâncat De calorii. Uite pe Princesa Zelda! Dar de ce dai scam? Că te-am întrebat mai devreme dacă ai mâncat uitat... ceva și ai zis Eu Nu mâncat nimic azi. Ne am să aminte, am mâncat două filii de tort. Dar cum adică ai uitat? Am uitat ce am mâncat azi dimineață, că era de mult. Și niște orez cu pui, dar foarte puțin. Am, ciugulit. Au mai apărut mâncăruri. Nu, am ciugulit puțin. Cum am ciugulit? Uite, se întâmplă ceva. Cum am ciugulit Am ajuns unde, să cred, am ajuns unde a primit ăla masca care l-a corupt și unde face Zelda aia. Și, așa de dimineața a fost al altul oricum. Am lasă-mă, mi-am fost aminte acum. Mai mănânc cu un cos, l și gata, ok? Da, și un lău de cajun, Uite, moragia. Tu vezi ce se întâmplă acolo? E the diet coke. Bine poți pot să-mi iau un meniu cu tine, da sau nu? Ce meniu? Că ce facem noi nu e meniu. Cosla. E... Oslo. Da. Ok. Bă, mă înțeapă o crampă în burtă. Ui, trebuie să beste, eu după o să... <laughs> I said continue. Whoa, that thing broke out of the crater like it was nothing. Is that marble rock is is it alive? And there's three of those things. Hang on. No, those are heads. <laughs> it's so big. How could something that large appear out of nowhere like that? it's just need to fix the noise to I'd never see anything like this on Death Mountain, Goro. Goro, e cam pentru cabron, da, e cum Goro, mm, you know? cabron. 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 If you don't take that thing out, who knows what will happen to Princess Zelda? But I can't exactly charge it from down here. Any ideas, Link? Trebuie să ajung cu ce să cunoaștem. Și să, uite, pe Trebuie să ducem pe el mai aproape de capetele da. Da. Ia uite, fie, check this, check this, check this. Ești gata? O să iau o mașinărie de asta gata făcută. Ai da? zis că nu e nici măcar funny de cât de aproape suntem de templu de foc. Da, suntem... Du, aici e templu de foc! Suntem, suntem, super aproape. Numai că sunt eu proș și... nu știu de ce decât că căim. Io, uite. Cred că avem prea mult Popeyes în cap. Nu, nu, tot e că ca ai bășine pe care nu poți Da, mă, eu am o bășină. Eu recunosc, uite, uite, chiar pe video zic, am o bășină în Știu, mine. dar uite, uite ce frumos e uh, landscape-ul de aici. E foarte frumos. Acum când este cer senin și totul e albastru mm -hmm. și frumos, este da. frumos. Și uite, capetele uh, capetele trebuie să le spargem, da? Da. Îl, îl vezi pe Ionobo, care este gorul ăsta din față. Mm -hmm. Mișcarea lui este charge-ul ăla. Da, S -s... și trebuie să-l charge și exact. din capetele. Știu exact. că nu sunt prost. Am mai jucat și, și Breath of the, the Wild. Știu că e un alt joc. Dar m-am obișnuit să gândesc în modul uh, uh, Zelda. A, da? Da. Foarte bine. Mulțumesc. Eu sunt Jengi, The sunt sunt 0 Da, mă, deci astăzi batem capetele astea și putem să intrăm în sfârșit în Fire Temple și aici terminăm episodul, promit. Da, astăzi ce am avut? Cancer? Azi am avut puțin cancer, da. <laughs> Bă, tu... mie, mie nu mi-e frică de cancer. Nu, no, mie mi-e frică. Pff. Am o să deci nu e de acord cu ceva. Nu, no, dar mie mi-e frică. Ce ție -ți frică? Uite, boom. Pro, no, ce ți-e frică? Uite, bum. Nu e adevărat. Pro, nu, știi de ce ți-e frică? Ui, ce mișto s-a spart! Poate Ui. nu ți-e frică dacă mori subit, așa. Au. Fii aici. Dar... Uite. Bum. Să boom. te chinui. Da, mă, uite. uite ăla e cancer, da? Da. Și ăsta e gen. Ia uite. Bum. Mamă. Eu încă o am. Uite și ultima căpățână, uite. Bă, lasă mă cu bășina nu, nu, nu se pare super cinematic în momentul ăsta? Odată, ba da, am o odată da, în viață am o bășină. Uite, zici, zici că suntem în filmul Godzilla. Pe bune, mai auzit vreodată pe Stop. mine Stop. să am bășină. Nu. Păi vezi? Yeee! Yeah! Gata, uite, putem să intrăm acum în templu. M mă trăim cu bășina ta, <laughs> dar două dată. Două. <laughs> Fiecare cu cel doare, eu am crampă. Nu, dar nu pot să o dau, că n-a ajuns jos. Este aici. Ah, ok. Taie, știi? Da. Hai să facem cezariană. <laughs> Pentru <-o bășină. laughs> S-a ajuns la urgențe, că te înțeapă burta și da, vei decât o bășină și treci prin cezariană. Eu vrea ca corpul uman să mai puțin complicat. Gen, ai gaze? E un ac. Easy. Ta, <răză> ce bine. Știu de corpul uman perfect în, desene. <răză> <în>, da. În desene <răză> <răză> e perfect. Cine a făcut desenerea a desenat un corp uman perfect. Se face afiș când cazi. Când te ia cineva no. de picioare și te, și te așa în jos, îți scad tot felul de obiecte încape, de care ai nevoie. În buzunar, în cap, un pian, o nicovală. What? Wow, fantome. Ce-a fost aia? Nu știu. That would be awful! Come on, Link! Let's hurry down there! Dar nu am ce a zis până acum. <laughs> <laughs> wow. Ai tu? Princess Zelda, don't you worry, we come in! Hai să, hai să mergem în anusul de foc. Deci gata, Wade? Mergem după Princess Zelda. Dar ce suntem supozitor? Deci ăsta este Wade Fire Temple-ul. Ok. Nu e cool? Până acum arată ca un fix, ca un anus cu hemoroizi. Cu mm. litere, da. de hemoroizi. Eu așa inflați. imaginez hemoroizi. Am așa eu sunt eu hemoroizi. Am. Exact, exact așa sunt. Și exact la ieșirea tractului intestinal, nu? Da. A, există și intern și extern? La dejectie Wow, stai un pic, stai, -o, stai -o, că e foarte nu mai cald aici. intern, extern. Uh. Îi ceva pe tine, ți-a făcut părul alb. Sper să nu iau foc. De, de ce este în gri? Pentru că ne e cald și stai. ne facem cenușă ușor. Oh, nu, nu, nu! Ta e mai jos, se pare. Unde sunt? Nu știu unde am cazut, mama, cade și mai mult. Per percepția mea este dată peste cap. Deci mai aveam de căzut. Eu cred că trebuie să aterizăm. Da, și eu am căzut la fel. Uite, gata. Acolo trebuie să mergem. Să dăm drumul la bulbul ăla. Deci, uite, noi suntem acum în uh, The Depths, știi că am mai fost. în Depths. E zona imensă de sub pământ. Da. Numai că aici, logic, sub vulcan, e lavă. <laughs> Eu am fost Jane, a fost Tweed. Uh, acesta a fost episodul, nu mai știu care, din uh, Legenda Zelda Tears of the Kingdom. Aș vrea foarte mult că data viitoare să nu mai am probleme cu rechile și să facem uh, episodul așa cum știm noi mai bine